Lecția 86 Următoarele idei sunt de recapitulat astăzi. 1. Numai planul dumnezeiesc de mântuire va funcționa. Nu are sens să caut mântuirea la întâmplare. Am văzut-o în mulți și în multe, dar când am încercat să pun mâna pe ea, iau-o de unde nu -i. Am înțeles greșit unde este. Am înțeles greșit ce este. Nu voi mai porni în căutări zadarnice. Numai planul dumnezeiesc de mântuire va funcționa și mă voi bucura pentru că planul lui nu poate să dea greș. Iată câteva forme sugerate pentru aplicarea concretă a acestei idei. Planul dumnezeiesc de mântuire mă va mântui de felul în care percep asta. Asta nu face excepție de la planul dumnezeiesc de mântuire. Să percep asta nu mă ilumina planului dumnezeiesc de mântuire. 2. Resentimentele sunt un atac la adresa planului dumnezeiesc de mântuire. Resentimentele sunt o încercare de a dovedi că planul dumnezeiesc de mântuire nu va funcționa. Dar numai planul lui va funcționa. Prin resentimentele pe care le am, îmi exclud din conștiență singura speranță de a-mi găsi mântuirea. Nu vreau să-mi mai zădărnicesc propriile interese în acest mod dement. Vreau să accept planul Dumnezeiesc de mântuire și să fiu fericit. Aplicațiile concrete ale acestei idei pot lua următoarele forme. Uitându-mă la asta, aleg între percepție greșită și mântuire. Dacă văd în asta temeiuri de a avea resentimente, nu voi vedea temeiurile mântuirii mele. Asta cere mântuire, nu atac.